Versurile unei poezii spun așa: afară ninge liniștit și în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stăm, de mult uitarăm jocul. În casă patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul ei cel dulce? Iubiți credincioși, în casele dumneavoastră și în casa mea arde focul. Poveștile frumoase, relatările extraordinare ale Scripturii au valoare atunci când în casă este cald. Niciun copil n-ar putea fi atent la o poveste, cât de frumoasă ar fi acea poveste dacă în casă este frig. A venit frigul și odată cu el a adus în casele oamenilor săraci teamă și îngrijorare. Doamne, tu știi lipsa noastră. N-avem asta, n-avem asta, n-avem asta, n-avem mâncare, n-avem lemne, n-avem... Necesarul care trebuie. Sunt oameni care așteaptă înfrigurați ca cineva să le pășească pragul, să le aducă o vorbă bună, care să le încălzească sufletele reci și înghețate de lipsurile mari prin care trec. Mulți copilași așteaptă ghemuiți lângă soba rece și sumbră să simtă puțină căldură, dar în zadar. Lemnele sunt doar un vis de care ei nu au parte. Unii părinți fac focul odată la două zile pentru că au prea puține lemne și nu-și permit să se încălzească în fiecare zi. O femeie în vârstă ne spune că s-a obișnuit cu foamea, dar frigul nu-l poate intra. E prea cumplit. E dureros să-i privești înghesuiți unul lângă altul, așteptând o boare de aer cald să le inunde căminul înfrigurat și rece. Nimeni nu ne înțelege starea și durerea din sufletul lor. Dar totuși, unora dintre ei nu le apere speranța că va veni o zi mai bună și va fi și viața lor schimbată în mai bine, prin noi. Noi suntem acele persoane care putem să le venim în ajutor. Haideți să sprijinim și să le fim alături în aceste momente dificile. Să aducem căldură în casele lor. Cu puținul nostru, putem încălzi multe suflete încercate. Suntem convinși că pentru ei va fi o bucurie nemaipomenită, iar zâmbetul lor ne va da curaj să mergem mai departe și să rămânem aproape întotdeauna de cei aflați în nevoie. Zilnic suntem contactați de oameni care au diferite nevoi. Perioada asta, noiembrie-decembrie, nu este nicio zi în care să nu fie la capătul celălalt al telefonului o persoană care să plângă și să ne spună aceeași problemă. Aproape repetat. N-avem destul de lemne sau n-avem nimic de loc. E perioada când frigul bate la uși. Sunt familii care n-au făcut focul de 3-4 zile, au copii mici. Sunt bătrâni neputincioși care abia așteaptă o oază de speranță, abia așteaptă ajutorul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu am început să distribuim lemne, nevoile sunt mari, vrem să ajungem în cât mai multe familii, știm că va fi o binecuvântare asta. Nu putem face singuri asta.
doar cu ajutorul Dumnezeu și al dumneavoastră. Cu bucurie ne gândim la sărbătorile care se apropie. Pentru noi ele înseamnă veselie, zâmbet și timp petrecut cu cei dragi într-o casă călduroasă și primitoare. Cum ar fi sărbătoarea fără căldură? Cum ar fi sărbătoarea fără bucurie? Cum ar fi sărbătoarea lângă o sobă rece? Oare ar mai fi sărbătoare? O zi de căldură în casa unui sărac poate însemna sărbătoare. O zi de căldură în casa unui sărac costă doar 10 lei. Poți asigura căldura în casa unei familii pentru o zi, o săptămână, o lună sau chiar mai mult, prin o donație în contul Asociației Miros de Cer, specificând la detalii sau la descriere pentru lemn. Sub egida bucurie la căldura sobei și anul acesta am început deja să împărțim lemne la familiile aflate în nevoie. Dacă doriți să vă implicați la acest proiect alături de noi, o puteți face și nu uitați, veți putea transmite căldură prin câteva tone de lemne pe care noi le vom cumpăra și le vom trimite la cei aflați în nevoie. Atunci, poveștile vor căpăta viață. Atunci, versurile poeziei sau versurile Bibliei vor ajunge la sufletul copilului. Atunci când simți căldură, atât fizică cât și spirituală, te simți binecuvântat. Vă mulțumim că sunteți o binecuvântare alături de cei care suferă frigul acestei ierni. Fiți binecuvântați!